Delia se afla pe canapea în living și la un moment dat a întrebat-o pe doamna Daniela, credeți că am fost răutăcioasă în conflictul cu Elisa? Și dumne, ei ori nu a auzit, ori a auzit, dar n-a vrut să răspundă, nu a spus nimic. Și apoi. Uh... Delia discuta cu Antonia, dădea niște spoilere despre ce o să vedem mâine. Zicea Delia, mâine o să vedem cearta dintre fete, adică dintre mine și Eliza, și cearta dintre Antonia și Valentin. Așadar și cei doi se pare că s-au certat. Dacă astăzi, dacă la petrecere, o să aflăm mâine și mai ales de ce după Delia a întrebat-o pe Antonia, crezi că sunt răutăcioasă dacă spun mâine în live ce am spus la bucătărie? Și Antonia spunea că nu mai ține minte, stă prost cu memoria să-i spună ce anume. Și Delia i-a răspuns că nu mai contează, o să afle mâine în live și chiar dacă pare răutăcioasă, ea spune pentru că asta o definește. Și apropo de Delia, a câștigat vreun task sau ceva pentru că vorbea tot cu Antonia și uh, spunea că o să meargă la cameră și o să spună o să-i numere toți băieții pentru că ea nu este cu nimeni. Și cine vrea să iasă cu ea, să iasă. Și atunci Antonia a spus că ea nu e geloasă, poate să-l aleagă pe Valentin sau să-l aleagă pe Cristi.